Scandal de proporții în stația de autobuz, un șofer revoltat a pornit cearta după ce polițiștii l-au luat la rost pentru că nu purta mască de protecție în mijlocul de transport. Revoltat acesta a încercat să le dea explicații oamenilor legii, că era doar el cu soția și nu a pus în pericol pe nimeni. Se pare că polițiștii au fost de neînduplecat, iar șoferul s-a ales cu amendă usturătoare. Bună ziua! Bărbatul din imagine a fost oprit de polițiștii mehedințeni pentru o scurtă verificare. De cum a coborât din autobuz, polițiștii au observat că bărbatul nu purta mască de protecție, deși aceasta este obligatorie în mijloacele de transport. De aici, până la izbucnirea unui scandal, a fost doar un pas. Suntem soț și soție. Noi fiecare zi trebuie să ducem de conturile. Când sunt călători, da, în momentul când am urcat în mașină și sunt călători, avem obligația să purtăm masca, știi, și noi. Da, legea nu spune cu sau fără călători. Da, interpretabilă. Da, nu-i, da, nu-i. Erați călători. Nu e călătoare. Iar dacă este soție. Păi și dacă lucrăm și suntem în același punct de lucru, domnul. Dacă mergem să raportăm acolo ce s-a încasat, o să ducem gestiunile la autogară cu... Atât șoferul cât și soția sa au fost foarte revoltați de faptul că oamenii legii i-au amendat pentru nepurtarea măștii în mijloacele de transport. Bărbatul susținea că nu îi se pare normal să o poarte atâta timp cât nu a pus în pericol sănătatea călătorilor. Păi de ce să fim sancționați din moment ce ești cu soția în mașină și ea ești tot șoferiță pe mașina galbenă? Suntem și colegi, suntem... Asta se lasă la interpretarea lor. Poate să ne dea un avertisment, nu trebuie nu, să... Dar nu e posibil imediat așa. Să fim sancționați. Că știm lucrul ăsta, că avem obligația atâta timp cât lucrăm... pentru ei, la chefuri da. Și la măgării. Când lucrăm și avem călători să puntăm masca de protecție, ne protejăm și pe noi, ne protejăm și pe de cei din jurul nostru. Deci dacă merg împreună, sunt frați, colegi sau ce sunt? Ei n-au măști. Te vedeți dimineața la cafea acolo cum merg împreună. Exact. Sau numai pentru noi e valabilă. După incident, oamenii legii și-au continuat activitatea. Se pare că alți șoferi respectau măsurile de protecție și astfel au scăpat de sancțiune. Avem spray pentru mâini. Mășile, spune la oameni să-și pună mășile pentru să nu ne îmbolnăvim. Dacă asta e legea, trebuie să facem ce să cuvine. Altceva ce să mai... Polițiștii au făcut control. S-a găsit ceva la dumneavoastră? S-a făcut control, nu s-a găsit nimic. Lumea a fost cu masca la gură, pe nas. Nu e nicio problemă. Toată lumea poartă măști? Toată lumea, da. Da. Este cineva care nu este mulțumit? Nu, n-am auzit. Nu vin prea des, dar tot, la o săptămână, la două, tot vin. Dar n-am auzit să nu fie. Lumea e mulțumită că trece autobuz. Șoferul vă spune de aceste măsuri? Spune. Pentru prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu polițiștii locale, au continuat acțiunile de verificare în mijloacele de transport în comun pe raza județului Mehedinți. În acest context, fiind aplicate 12 sancțiuni contravenționale, recomandăm tuturor cetățenilor să respecte normele aplicabile pe timpul stării de alertă pentru a avea grijă de sănătatea lor și a celor dragi. Deși este inconfortabilă, atât pasagerii cât și șoferii trebuie să poarte mască de protecție într-un autoturism. Aceeași regulă trebuie respectată și în interiorul unui supermarket sau instituție, astfel amenzile nu sunt deloc de neglijat. Putem scoate din buzunar de la 500 până la 2500 de lei.